Pentru cei care aveți Sfânta Scriptură cu dumneavoastră, vă invit să o deschideți în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 16 și 17. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte din aceeași pâine. Amin. Vă invit să vă ocupați locurile. Vă binecuvântăm în numele Domnului și vă salutăm cu salutul care îl găsim în Sfânta Scriptură, în 2 Ioan, versetul 3, din partea Bisericii Living Water Christian Church. Mulțumesc Domnului că sunt în această dimineață cu dumneavoastră, mulțumesc fratelui Aurel și fratelui Ionică care mi-au făcut invitația să fiu cu dumneavoastră. Poți să iau microfonul în mână, frate Aurel? Mă simt mai confortabil. Câți dintre noi ne-am pregătit pentru cină? Mâna sus. Aș vrea să vă spun în dimineața aceasta titlul predicii mele. Să nu ne pregătim pentru cină. Să ne pregătim pentru cer. Vedeți, ani de zile în calitate de slujitor, și când nu am fost slujitor, și eram tânăr, eram copil, auzeam pe frați spunând, duminică vom avea cină. Haideți să ne pregătim, să postim, să ne apropiem de cina Domnului. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră și întrebarea aceasta m-a frământat o perioadă lungă de timp. Ce se întâmplă dacă de mâine până la următoarea cină? Noi trăim din nou diferit și când vine următoarea cină ne pregătim din nou. Ce se întâmplă dacă între cele două cine plecăm acasă la Domnul? Ce-i mai importantă? Cina? Sau a fi pregătit pentru răpire? Sau amândouă la fel? Amândouă la fel. Amândouă la fel. Știți care este pericolul? Nu sunt împotriva pregătirii, post, rugăciune, e indicat, e biblic. E biblic, postul și rugăciunea e biblică. Aș vrea să vă spun că vorbeam la Sola Scriptura, când am vorbit de canonul Noului Testament, canonul Vechiului Testament, am folosit un exemplu. Câți dintre dumneavoastră citiți în Biblie și folosiți NIV, New International Version? Știți că Biblia aceasta are în ea, și vă dau un exemplu care fata noastră mi l-a arătat și l-a pus față în față cu Cornilescu când a citit Biblia. Apostolul Pavel spune să nu vă lipsiți de datoria de soț decât pentru o vreme, ca să vă îndeletniciți cu postul și rugăciunea. Știți cum spune NIV? Să nu vă lipsiți de datoria de soț decât pentru o vreme, ca să vă puteți îndeletnici cu rugăciunea, să vă puteți obișnui cu rugăciunea. Postul e scos afară. Și a spus, wow, ce bine! Înseamnă că numai în perioada aceea trebuie să ne mai rugăm, să ne îndeletnicim cu rugăciunea. Oamenii au scos din Biblie pentru a face Biblia confortabilă pentru ei sau pentru a justifica părerile lor. Știți că o traducere sau probabil mai multe traduceri catolice spune și Maria a născut pe Iisus, singurul ei copil. Știți că traducerea făcută de turnul de veghe a martorului lui Jehova în 1 Ioan capitolul 1 spune la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era un Dumnezeu. Nu, cuvântul nu era un Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. Pentru că noi credem într-un singur Dumnezeu, nu credem în mai mulți Dumnezei, într-un Dumnezeu. În limba greacă nu există această conjuncție. Vedeți, noi ne obișnuim, e sindromul copiilor lui Eli. Știți care era sindromul copiilor lui Eli? S-a obișnuit cu lucrurile sfinte. Și noi ne-am obișnuit să ne pregătim pentru cină. Pregătirea pentru cină nu-i corectă. Noi trebuie să fim pregătiți pentru împărăția lui Dumnezeu așa cum suntem pregătiți pentru cină.
Dacă nu suntem pregătiți mâine, poimâine, până la cina următoare, așa cum ne-am pregătit pentru ziua de astăzi, noi avem o problemă. Noi avem o problemă. Și în perioada aceasta în care noi suntem pregătiți sau trebuie să fim pregătiți, parte din pregătirea noastră este lupta sau războiul pe care noi îl ducem. Noi ne-am obișnuit la cină să ni se spună bombe lacrimogene sau să lucreze predicatorii la inimile noastre, la sentimentul, la nivelul emoțional, așa-i? Ne-am obișnuit ca frații care predică să ne spună: fraților, amintiți-vă că Domnul a murit pe cruce. Da, e biblic. Știți care e singura sărbătoare în Noul Testament care ni se spune să o sărbătorim? Moartea Domnului. Ori de câte ori noi luăm cină o dată pe lună și e bine ca să nu ne prea obișnuim cu ea, alții o în fiecare duminică, alții o dată pe an. Ori de câte ori luăm cina, noi ne aducem aminte de moartea Domnului Iisus Hristos. Știți ce spune 1 Ioan, capitolul 2? În 1 Ioan, capitolul 2, Ioan spune așa: oricine spune că este în El, trebuie să trăiască cum a trăit Hristos. Pentru a trăi cum a trăit Domnul Iisus Hristos, noi avem de dus un război, noi avem de dus o luptă, noi suntem înarmați în bătălia aceasta. Ne-am obișnuit să ni se atingă nivelul emoțional, ne-am obișnuit ca în bisericile noastre să punem eticheta harului, prezenței lui Dumnezeu în funcție de emoțiile noastre. Vorbeam cu un frate nu de mult și am spus: de ce dumneata nu spui amin? Pentru că eu am spus de câteva ori: slăvit să fie Domnul, spuneți amin. Și frații spuneau și la mine și mi-a spus, e socrul meu, mi-a spus: păi eu spun amin când simt. Și am spus: greșit. Aminul și aleluia se spune în funcție de adevărurile proclamate, nu în funcție de sentimentele mele. Dacă eu am avut o supărare săptămâna trecută sau astăzi de dimineață și nivelul meu emoțional e puțin zguduit și se laudă numele Domnului și de aici de la amont se spune slăvit să fie Domnul, eu nu simt, nu spun. Aminul se spune în funcție de adevărurile proclamate, nu în funcție de starea mea emotivă. Ne-am obișnuit să fim atinși la sentimente. Aș vrea să mă înțelegeți bine în această dimineață. Aș vrea ca mesajul care îl vor împărtăși cu dumneavoastră să vă atingă nu nivelul emoțional, ci să ne atingă conștiința. La nivelul conștiinței avem, acolo, la nivelul Duhului nostru avem conștiință, avem părtășie și avem intuiție. Primul lucru care îl face Cuvântul lui Dumnezeu este că trezește noi sentimentul de vinovăție, trezește conștiința. Conștiința transmite la emoție, emoția la rațiune și apoi pune în practică voința omului. Și aici noi avem o problemă. Ne-am obișnuit să fim atinși emoțional. Știți de ce în unele biserici americane și chiar și la români mulți oameni de câte ori se predică vin în față? Și dacă vă uitați la același predicator o să o vedeți de multe ori aceleași persoane că vin în față. Știți de ce? Pentru că nivelul emoțional este atins și nu este atinsă și trezită conștiința. Avem nevoie și aș vrea să vorbesc în această dimineață de luptă. Pentru a fi pregătit pentru cer, noi trebuie să ducem un război. E adevărat, ne amintim de trupul și sângele Domnului, dar trebuie să fim conștienți că trăirea acestei vieți, pregătit pentru cină, trebuie să fie o constantă în fiecare zi. Amin? Și pentru aceasta, ca să putem să trăim o viață după voia lui Dumnezeu, noi trebuie ca să câștigăm fiecare bătălie pentru a câștiga războiul. Apostolul Pavel spune că noi suntem în Hristos mai mult decât biruitori. În 1 Timotei, capitolul 1, versetul 18, 19 și versetul 20, aș vrea să le citesc și să pornim de la ele pentru a vorbi de biruința
în lupta pe care noi trebuie să o dăm pentru a fi vrednici de împărăția lui Dumnezeu. Războiul pe care îl ducem pentru a fi pregătiți pentru cer, nu pentru cină. Adică atunci când ești pregătit pentru cer, ești pregătit și pentru cină. Eu când am spus să nu dimineața aceasta, porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile care ți-au după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca și un cuget curat. Noi nu putem să ne pregătim pentru cină timp în care credința și cugetul nu este păstrat curat, nu este constantă. E curat la cină, îl mai tăvălim puțin prin noroi și îl curățim luna viitoare. Pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut în credință. Ce au pierdut? Credința sau cugetul? Nu au pierdut-o, adică credința, ci l-au pierdut, adică cugetul. Și aceasta înseamnă a cădea din credință și au căzut din credință. Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care am dat pe mâna satanei ca să învețe să nu mai hulească. Ce aș vrea să vorbim în această dimineață? Primul lucru care aș vrea să îl realizăm este că noi avem de dus un război și că dușmanul cu care noi ne luptăm, pe care nu-l vedem, e un dușman real. E un dușman real care face cap de pod și are amici, are soldați în două categorii, împărțit în două planuri de luptă, dacă îmi permite să spun așa. Știți care sunt acești dușmani, cele două planuri în care ei se luptă? Știți unde sunt dușmanii aceștia? Conștientizează-l că-l ai și eu să conștientizez că-l am. Știți unde este primul dușman, prima categorie de dușman cu care eu trebuie să mă lupt? Sunt în mine. Ca să fiu pregătit pentru cer, eu trebuie să mă războiesc cu mine. Știți care sunt dușmanii din lăuntru meu? Pofta ochilor, pofta firea pământească și lăudăroșia vieții. Și lăudăroșia vieții. 1 Ioan capitolul 2, versetul 17, că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci este din lume. Unde sunt dușmanii acestea? În mine. Știți care a fost primul dușman de care s-a folosit diavolul când a atras pe prima femeie și apoi pe primul bărbat și de atunci până astăzi atrage lumea în păcat? A văzut că pomul era plăcut de privit. Dușmanii din lăuntru și dușmanii din afară. Cred că, dacă mă duc bine aminte, când erați la locația veche, am vorbit odată despre ce spune Apostolul Pavel în Roman capitolul 7, un om și două legi. Noi suntem o singură persoană și noi sunt două legi. E legea lui Dumnezeu primită de mintea mea și e legea firii pământești, care e în mădularele mele. Și Apostolul Pavel spune, vreau să fac binele, dar binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Fac răul pe care nu vreau să-l fac. Iată ce fac. Roman capitolul 7, versetul 23. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Eu trebuie să duc un război cu mădularele mele pentru a fi pregătit pentru împărăția lui Dumnezeu în fiecare zi, nu numai pentru cină. E bine și vă recomand și mă lupt și cât putem ne luptăm, că atunci când luăm cina Domnului să fim în curăție, să postim, să ne rugăm, e bine. Dar viața noastră trebuie să fie păstrată, curată tot timpul pentru a fi pregătiți pentru cer. Mentalitatea să ne pregătim doar pentru cină și după aia să o lăsăm mai moale, e o mentalitate greșită. Pavel spune, în mădularele mele e o altă lege. Primul lucru care trebuie să-l conștientizăm este că dușmanul este real. Al doilea lucru care noi trebuie să-l conștientizăm este că acești dușmani trebuie să-i cunosc. Am biblic verset? Spune Biblia că trebuie să ne cunoaștem dușmanul, dar strategia. Vine cuvântul Domnului și spune, voi nu sunteți în necunoștință de planurile celui rău.
Voi nu sunteți în necunoștință, și acum mă întreb eu pe mine, și mă întreb cu voce tare și dumneavoastră ascultați-mă și întrebați-mă, cunosc eu planurile diavolului cu privire la mine? Dumneavoastră le cunoașteți? Biblia spune că noi nu suntem în necunoștință. În general, da. Vrea să ne rupă de Dumnezeu. Dar în particular, pe mine mă ispitește cu ceva, pe fratele Aurel, pe fratele Mic cu altceva. Și fiecare trebuie să ne cunoaștem dușmanii. Ei sunt în noi. E prima categorie de dușmani. Pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudăroșia vieții. Ei sunt în mine. Și diavolul e atât de șmecher și de șiret încât se folosește de ceea ce e în mine pentru a mă doborâ. Dați-mi voie să vă mai spun ceva în dimineața aceasta. Până acolo merge și retenia lui încât se folosește de dorința omului de pocăință pentru a-l dărâma cu mândria. Ați auzit vreodată vorba aceea, mândru de smerit? Se spune că erau doi frați. Fratele Ion, punem două nume fictive, și fratele Gheorghe, și mergeau pe stradă. Și ei, în conversația lor, îi spune fratele Gheorghe, frate Ioane, eu nu sunt așa mândru ca fratele ăla din biserică. Eu nu mă mândresc ca și ăla al frate, eu sunt smerit. Eu nu îmi cumpăr haine scumpe, eu mă duc, nu-mi por cravate, eu știu eu. Eu sunt smerit, eu nu mă mândresc, frate. La care fratele care era lângă el, mai înțelept, îi spunea, frate, dar nici n-ai cu ce să te mândrești. Cum, eu n-am cu ce să mă mândresc? Este vreunul mai smerit ca mine în adunare să aibă mai mulți bani ca mine și să umble cu pantalonii petreciți? Mândria smereniei e mai periculoasă decât mândria. Am dat doar un exemplu. Diavolul se folosește de dorințele noastre. Ajunge la un moment dat în dorința noastră de sfințenie să se vadă în afară, sfințenia se vede în afară, trăirea cu Domnul se vede în afară. Petre, vorba tatei de gol, îi spunea lui Petru când era la foc acolo, îi spunea slujitoarea, nu-i spunea folosit, nu mi-a spus, vorba tatei de gol. Și oamenii din jur văd și diavolul se folosește de mândrie. Știți că diavolul de multe ori are interesul să trântească la pământ și să omoare spiritual mari oameni, dar are interesul să-i țină în biserică pentru ca să câștige prin ei pe alții. Știți de ce? Pentru că oamenii în general au adepți. Și unul dintre lucrurile prin care oamenii în războiul spiritual după ce cad, unul dintre lucrurile care le fac sau tendința care o au predicatorii și slujitorii care cad, este să justifice păcatul. De aceea creștinismul a ajuns aici, pentru că oamenii au început să, sau și de aceea au început să justifice păcatul. O, Dumnezeu l-a pedepsit pe David nu pentru păcatul cu Betseba. Nu, ci l-a pedepsit pentru că a omorât pe Urie. Crima, a luat viața. Vezi? Orice legământ e valabil până la moarte, însă legământul căsătoriei nu e specificat moartea fizică sau moartea spirituală, sau dacă partenerul moare spiritual, ești liber să te divorțezi. Fraților, cuvântul lui Dumnezeu se referă la moarte fizică. Și putem continua. Ne cunoaștem dușmanul, cunoaștem planurile lui pentru noi. Noi nu suntem în necunoștință de planurile cerului rău. În mine e pofta ochilor, lăudăroșia vieții și pofta firii pământești. În dumneavoastră? Știți că își mai cere câteodată drepturile? Apostolul Pavel a știut lucrul acesta. Apostolul Pavel a știut că în el pofta firii pământești e o realitate, el a conștientizat lucrul acesta și că e un dușman periculos. A avut Pavel soluție pentru dușmanul ăsta. Mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva vestind altora Evanghelia să fiu eu însumi lepădat. Dușmanii aceștia sunt în noi. Conștientizăm că îi avem? Dușmanii din exteriorul nostru, lumea,
Satana, cu toate sistemele politice care există sau cu toate sistemele organizatorice pe care lumea și societatea în care trăim le au, avem de dus o luptă cu ele. Și ce spune Apostolul Pavel? Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva stăpânirilor, împotriva duhurilor răutății care se războiesc unde? În locurile cerești. Permiteți-mi să vă spun câteva dintre ceruri care Biblia vorbește, care sunt locurile cerești unde duhurile se războiesc. În primul rând, unul dintre ceruri este distanța de la noi la pământ până la nori. Nu peste nori. Când mergem cu avionul, zburăm în al doilea cer. Dumnezeu a despărțit apele de jos de apele de sus. Care sunt apele de sus? Norii. Apa are trei forme. Solidă, lichidă și gazoasă. Solidă, gheață. Lichidă, pe care o bem. Și gazoasă, aburi. Ce sunt norii? Aburi. Dumnezeu a despărțit apele de jos de apele de sus și a numit întinderea aceasta cum? Genesa. Cer. Capitolul 1 din Genesa, Dumnezeu a numit întinderea aceasta cer, primul cer. Al doilea cer e cerul la care noi ne uităm că nu avem nori. Și Biblia spune stelele cerului. Și mai există un cer, e cerul minții noastre. Aici se dă bătălia și aici sunt duhurile cu care eu mă lupt. E adevărat, în rugăciune mă lupt cum s-a luptat și Daniel. A trebuit să vină Gavrin să aducă știrea lui Daniel, că a fost ascultată rugăciunea și Daniel spune, îngerul, această căpetenie angelică, Gavril, a spus, n-am putut să vin la tine, Daniele, din prima zi, pentru că am fost împetecat de căpetenia mejilor și perșilor. Pe cum adică? Împăratul Medo-Persan, mezii și perșii aveau putere să împetice un arhanghel al lui Dumnezeu pe Gavrilul, mesager al lui Dumnezeu? Nu. În spatele sistemului politic, din vremea aceea, Medo-Persan, erau duhuri. Și noi credincioșii, Biserica lui Dumnezeu, dacă America este la momentul acesta în starea în care este, se datorează și faptului că Biserica nu a mai luptat împotriva duhurilor din spatele sistemelor politice. Și acum s-a trezit, dar ei sunt tari și noi suntem încă slabi, dar avem un Dumnezeu tare. Am fost ieri la Michigan State University, James, băiatul nostru, a graduat și știți cine au chemat-o ca invitată să vorbească? Vă duceți aminte, probabil, la cei care ați urmărit la politică, congressmanul Mike Bishop a fost bătut de Elizabeth, nu mai știu cum o cheamă, pentru prima dată a fost aleasă acum, anul trecut, în Congres. E adevărat, are o istorie și a slujit în domeniul public, în CIA, în Intelligence Service, în Casa Albă, a slujit, a lucrat, folosesc termen biblic, a lucrat acolo, are o istorie bună, dar e o liberală, e o democrată, care, Domnul știe ce mentalitate are, nu fac politică de la amvon, dar ce vreau să vă spun este că sistemul de învățământ al copiilor noștri este sub controlul liberalilor. Așa cum ne spunea fratele Grigori aici, ne învață copiii evoluționismul. Noi trebuie să ne cunoaștem dușmanul și să luptăm împotriva lor. Eu duc lupta și în mintea mea atunci când diavolul se folosește de prima categorie. Minte, nu minți, fură. Nu fura, poftește, nu pofti. Unde se dă războiul ăsta? În minte. Cine mi-aduce și se folosește de pofta ochilor pentru a pofti? Oricine se gândește în inima lui să poftească pe nevasta aproapelui său, spune Mântuitorul, aș fi prea curvit. Unde se dă războiul? Aici. Ne avem de lucrat împotriva duhurilor care sunt în locurile cerești, nu împotriva cărnii. Ne cunoaștem adversarul? E simplu, diavolul. Spunem simplu, duhurile răutății, fraților, noi trebuie să ne cunoaștem dușmanul. Trebuie să ne cunoaștem dușmanul. Am vorbit de războiul, al doilea lucru, de câmpul de bătălie. Cerul, care e mintea mea, e mintea mea, cerul, e câmpul de bătălie unde eu îmi duc lupta în fiecare zi.
Suntem pregătiți? Dacă Domnul vine mâine, sau vine poimâine, sau vine săptămâna viitoare, suntem pregătiți? Cât de mult suntem noi pregătiți pentru acest război spiritual în lumea în care trăim? Sau dormim spiritual? A nu fi pregătit pentru cer și a nu fi pregătit pentru cină, știți ce însemnează? A dormi. Din pricina aceasta, spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. Din ce pricină? Pentru că ne apropiem în chip nevrednic de trupul și sângele Domnului. Ori noi trebuie să fim niște biruitori. Doamne, ajută-ne! Doamne, ajută-ne! Doamne, dă-ne putere ca să fim biruitori în fiecare zi. Am văzut cine sunt dușmanii. Am văzut care este câmpul de bătălie, mintea noastră, locurile cerești. Și bătălia aceasta se dă prin mai multe feluri. Trăim într-o lume care ni se spune, proclamă cuvântul Domnului. Poruncește numele Domnului. Adevărat, dragii, pleacă când poruncesc în numele Domnului. Dar vreau să vă mai spun un lucru. Știți că Biblia ne spune, Mântuitorul ne spune că este un soi de dragi care nu este afară decât cu poș și rugăciune. Ați întâlnit din aceștia? Când ați mai auzit slujitorii să intre în poș și rugăciune pentru eliberarea unor demonizați care duhurile nu vor să iasă că s-o obraznice decât numai cu poș și rugăciune? Scrie în Biblie. Permiteți să fac o paranteză. Mă uit la dumneavoastră și probabil că și eu, cum m-am exprimat așa, arat că am botezat în suc de lămâie, cum am spus odată, și dumneavoastră vă dați așa puțin îngruntați. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, Dumnezeu face vreun om bucuros? Pe nimeni nu-i face Dumnezeu bucuros. Dar Dumnezeu ne dă motive să ne bucurăm. Bucurați-vă, zice Pavel, și iară zic, bucurați-vă! Bine, frate Marius, ne-a spus ne bucurăm, dar spune-ne un motiv. Am să vă spun un motiv de bucurie, dar vă bucurați după aia. Amin. Ok, vin ucenicii la Mântuitorul și spune, Doamne, și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Wow! Ce le spune Mântuitorul? Nu vă bucurați că vă sunt dracii supuși, că scopii umblă. Nu vă bucurați de aceasta, bucurați-vă că-și numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Păi dacă numele scrise în cartea vieții, haideți să ne bucurăm! Și apoi dați-mi voie să vă spun, asta nu-i bucurie. Să fim puțin, bucuria se vede. Și ce spunem noi într-un limbaj mai popular românii? Spune viața, spune fața cum ți-e viața. Spune fața cum ți-e viața. Noi suntem biruitori prin Hristos Domnul. Ne-am văzut dușmanii. Trebuie să fim atenți. Să știți că cu ce vine la mine, nu vine la dumneavoastră. Mie nu-mi place, mie îmi plac prăjiturile, nu mai pot să le mănânc, am diabet, dar la mine vine cu, probabil cu o ispită de un fel, la dumneavoastră vine cu o ispită de altfel. Tu trebuie să-ți cunoști dușmanul bine și să nu fii în necunoștință de planurile lui. Am văzut câmpul de bătaie. Al treilea lucru, hai să vedem care arme le folosim. Pentru că orice soldat care se luptă să câștige războiul și câștigă o bătălie azi și o bătălie mâine și o bătălie poimâine și ultima bătălie e bătălia în momentul când plecăm acasă la Domnul. Cine va răbda până la sfârșit, spune Domnul Iisus Hristos, va fi mântuit. Cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Noi trebuie să ne cunoaștem armele noastră. În primul rând, hai să vedem care sunt armele și care e fabrica care le fabrică. V-a spus problema aceasta? Credinciosul are arme. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 4. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 4. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. 2 Corinteni 10:4. Armele cu care noi ne luptăm nu sunt niște arme care să fie supuse firii pământești, dar ce arme sunt? Ele sunt
arme puternice întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Care sunt armele cu care noi ne luptăm? Soiul acesta de draci nu iasă afară decât cu post și rugăciune. E putere în cuvântul lui Dumnezeu care trebuie să-l cunoaștem, care trebuie să-l citim. Dacă stai de vorbă cu lideri catolici, ortodoxi sau alte denominațiuni creștine, o să ia Biblia și cu Biblia în mână o să ne convingă că ei au dreptate. O să încerce să ne convingă că ei au dreptate cu Biblia în mână. Cu Biblia în mână, luteranii spun că au dreptate. Cu Biblia în mână vin cei care acceptă pe nespălați, ne tăiați împrejur, pe sodomiți, să spună că au dreptate. Ce, Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu e împotrivă să iubești pe cineva? Cum? David spune că dragostea dintre David și Ionatan este mai mare decât dragostea dintr-un bărbat și o femeie, spune în Biblie. Și ei se folosesc de aceasta, pentru că ei răstălmăcesc. Fraților, e bine să cunoaștem Biblia, e important să o cunoaștem. Pe primul loc e să cunoaștem Biblia, pe primul loc e să ne rugăm și pe primul loc e să postim. Noi nu le putem pronunța toate trei cuvintele odată, de aia le punem în ordine, dar ele toate sunt la același nivel. Armele cu care noi ne luptăm e postul, rugăciunea, Scriptura, în sângele Domnului Iisus Hristos. Ni se spune în cartea Apocalipsei de gloata cea mare care vine din necazul cel mare și care au biluit în sângele Domnului. Știți ce ne spune despre ei? Ei, când întreabă Ioan cine sunt, de unde vin și cum se numesc, ei vin din necazul cel mare și au biluit cum? Prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor. Războiul trebuie câștigat ca să ne apropiem de trupul și sângele Domnului. Noi trebuie la orice oră, oricând, oriunde să fim gata să luăm cina. Dacă nu suntem gata să luăm cina oricând, oriunde, ori de câte ori avem ocazia, noi nu suntem pregătiți pentru cer. Noi avem o problemă. Echipamentul soldatului. Și am să-l amintesc scurt, pentru că noi știm toți, am ținut un studiu biblic la noi odată despre ținuta soldatului și m-am gândit că probabil o să țin și o să merg undeva la un store antic să cumpăr o armură din aceea, să o duc în față și să vorbim de fiecare ca să înțelege mai bine, nu? Efeseni capitolul 6, versetul 13, echipamentul soldatului, de la 13 până la 18, le știm toți, nu? E coiful mântuirii, e sabia Duhului, e încălțămintea din picioare, râpna Evangheliei păcii. Soldatul creștin trebuie să aibă și armura cu care merge la război. Trebuie să aibă armura cu care merge la război. Trebuie să aibă ținuta cu care merge la război. Trebuie să aibă uniforma cu care se luptă. Noi nu putem merge oricum. Haina albă în sângele mielului, ea trebuie păstrată, curată. Apostolul Pavel, atunci când vorbește de biserică, spune, mă lupt să o înfățișez înaintea lui Hristos fără pată, fără zbârcitură, sau altceva de felul acesta. Wow! Cu ce cuvânt modern? Spunea un frate, când mă uit la traducerea Cornilescu, trebuie să folosesc dicționarul. Vreau să vă întreb, cu ce cuvânt mai modern am înlocuit cuvântul zbârcitură? Noi îl folosim eu și niște zbârcituri, șifonat. E sinonim? Cuvântul șifonat e sinonim cu acest cuvânt, zbârcit. Știți că în cer nu se intră doar cu haine curate și șifonate? Haina albă, spălată în sângele mielului, ea trebuie păstrată fără zbârcitură, fără șifonare. Și lucrul acesta se realizează prin rugăciune, prin post și prin Scriptura și trăirea în viața de zi cu zi. Avem armătura.
Efeseni, capitolul 6. Permiteți-mi să citesc de la versetul 13. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Versetul 14. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Încălțați cu platoșa neprihănirii, având în picioare încălțămintea, cu râfn, în picioarele încălțate cu râfna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge orice săgeți arzătoare ale celui rău. Luați coiful mântuirii, sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Cum se realizează războiul? Având aceste arme, faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni. Ați auzit expresia să ne rugăm la timp și ne la timp? E biblică? Frate, vă că nimeni mai, nu mai aveți clarul să ziceți. Să știți că nu e biblic. Nicăieri în Biblie nu spune să ne rugăm la timp și ne la timp. Spune așa, rugați-vă neîncetați, stăruiți asupra cuvântului la timp și ne la timp. A te ruga neîncetat și a te ruga la timp și ne la timp, pe același lucru. După în Biblia, Cornelescu spune așa, stăruiți asupra cuvântului la timp și ne la timp și rugați-vă neîncetat. Am auzit o altă paranteză să vă descrețesc frunțile, chiar dacă am vorbit un pic de bucurie, nu? Ați auzit de multe ori spunându-se că Ilie a fost răpit la cer în ce? În ce a fost răpit? În car de foc? Carul de foc, citiți în Biblie, l-a despărțit pe Ilie de Elisei și Ilie a fost răpit la cer într-un vârtej de vânt. Nu în car. Baba, și cântăm. În car de foc ca pe Ilie. Fraților, aveam un frate păstor, bătrân, tata fratelui Moise Gaode. Fratele Gaode, bătrânul Gaode, îi spuneam noi la Chicago, care avea o expresie, zice, dă-le mă pace că vorbesc cu gura altora. Auzim expresii și le spunem și noi. Trebuie să fim puțin mai atenți și să citim și în Scriptură, să verificăm, să fim ca și creștinii din Bereia. Am văzut că credinciosul are și armătură. Credinciosul are o disciplină, o armată, e o armată disciplinată. E o armată care are un comandant și în armată, cei care au făcut armata în România erau expresie, ordinul se execută și apoi se discută. Prima dată faci ce spune și apoi raportezi că ce s-a spus nu este corect să faci. Soldatul trebuie să aibă disciplina în viața lui. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 4. Pavel spune lui Timotei așa, niciun ostaș care se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea, niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Disciplină spirituală. Nu se încurcă cu treburile vieții. Nu vorbim de nevoile existențiale. Nu. Niciun soldat nu se încurcă cu treburile vieții. Ne încurcăm noi cu treburile vieții? Suntem noi pregătiți pentru cer? Pentru a fi pregătit pentru cer, trebuie să fii un soldat echipat, gata să te lupți și să duci o luptă biblică. A rămas surprins. La business-ul de bătrân de dimineață deschizi televizorul tău să uite și la Fox News a arătat cum în Philadelphia, într-un centru musulman. Copiii țineau față în sală un program. Cineva a filmat și a pus pe YouTube, pe video, nici nu mai știu unde a pus, cum copiii spuneau că pentru Allah ei trebuie să fie gata să taie capul oamenilor. Și s-a comentat mult și a vorbit, a postat șeful Asociației Musulmane din America că nu sunt de acord și că o să facă investigații, a comentat, a dat drept la replică la o femeie musulmană, doctor nu știu în ce,
și-a comentat, fraților, noi nu suntem chemați să luptăm împotriva cărnii și a sângelui. Noi nu suntem chemați să luptăm împotriva oamenilor. Noi suntem față în față cu oamenii, în raport cu oamenii, în relația noastră. Noi suntem niște miei în mijlocul lupilor. Noi suntem chemați să ne luptăm cu diavolul și războiul pe care noi îl ducem e un război spiritual. E un război spiritual, e un război la care Dumnezeu ne-a chemat. Și aș vrea să vă spun în această dimineață că împreună cu mine, dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră, avem autoritate prin Duhul Sfânt care ne dă voie să poruncim nu unui duh, nu unei legiuni. Mântuitorul spune așa, ceea ce este în voi este mai tare decât ceea ce este în lume. Vă dau putere peste toată puterea vrășmașului. Când ne spune peste toată, câtă din puterea vrășmașului rămâne ca un copil al lui Dumnezeu care trăiește viața, care are haina curată, fără pată, fără zmârșitură, cât din puterea vrășmașului rămâne peste care noi să nu avem autoritate, să nu avem putere? Rămâne ceva? Nu! Păi dacă nu rămâne nimic, unde e autoritatea Bisericii lui Dumnezeu de a porunci duhurilor să plece? Dacă nu există, unde e problema? La cine? Cum rezolvăm problema aceasta? Există vreo soluție? Da. Sângele Domnului Iisus Hristos este soluția de rezolvare a problemei. Există soluție, există promisiuni și promisiunea este biruința în numele lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Moise în Exod, capitolul 14, versetul 13. Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbânda pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți astăzi, nu-i veți mai vedea niciodată. Și ce ne promite Dumnezeu? Și ce ne promite Domnul Iisus Hristos? Și iată, eu voi fi cu voi până la sfârșit. Și ce ne promite Domnul Bisericii? Petru, cine zice lumea că sunt eu? Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Tu nu te vei mai numi Simon, te vei numi Petru. Și pe această piatră, adică nu pe Petru, pe această piatră despre care tu ai spus că este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Ce ne promite Domnul Iisus Hristos prin cuvântul Lui? Că în El suntem mai mult decât biruitor. Ce ne promite El? Că dacă ducem lupta până la capăt, până la capăt, Cartea Apocalipsei ne spune așa de clar, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții. Celui ce va birui, ce promite Domnul? Promite biruința. Nemia, capitolul 4, versetul 14. Și cu aceasta vreau să mă apropii de încheiere. Nemia, capitolul 4, versetul 14. M-am uitat și acesta este un îndemn pentru noi. Un îndemn practic. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor, dregătorilor și celuilalt popor. Nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat. Și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri, pentru fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Aduceți-vă aminte. Aduceți-vă aminte de Domnul. Să ne aducem aminte că atunci când am avut probleme în România, când eram copii și bătrânii noștri, care astăzi nu mai sunt printre noi și ne-au dat ștafeta, se adunau la rugăciune și erau interesați. Mi-aduc aminte, eram clasa 6-a când bunicul s-a întors la Domnul. Bunica s-a întors înainte ca mama să se căsătorească, dar bunicul s-a întors când eram eu clasa 6-a și eram plină campanie de vară, eram de la Arad, am mers la bunicul la Zărand în fiecare vacanță. Azi era, se termina școala, mâine eram la Zărand. Și în drum spre casă, cu fânul, eram cu bunicul în căruță. L-am auzit pe bunicul, am adormit, dar m-am trezit și bunicul cânta cântarea a cărui refren spune, o, vai, cum voi sta, Doamne, înaintea Ta. Și în ziua aceea am mers la bunica și a spus, Ana, eu de azi mă pocăiesc. A avut doi saci de îngrășământ luat de la ceape, l-a pus în căruță, în ziua aceea și l-a dus înapoi.
Și au făcut bătrânii din Zărand în vremea aceea, împreună cu bătrânul Gaude. L-au luat pe bunicu și după ce au venit seara de la câmp în întuneric, când ziua s-a terminat, s-au pus și s-au rugat și au stăruit ca Domnul să-i boteze cu Duhul Sfânt. Știți că dorința sau intenția ca cei ce nu sunt botezați cu Duhul Sfânt să fie botezați a fost o practică a bisericii primare? Se întâlnește Apostolul Pavel cu ucenicii lui Ioan. Care e prima întrebare care le pune Pavel ucenicilor lui Ioan? Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Nici n-am auzit că a fost dat un astfel de Duh Sfânt. Dar cu ce Duh ați fost botezați? Cu ce botez ați fost botezați? Cu botezul lui Ioan au răspuns ei. Și a pus Pavel, după ce îi botează în numele Domnului Iisus Hristos, își pune mâinile peste ei. Toți încep să vorbească în alte limbi și să prorocească. Erau cam 12 bărbați. Se face o mare trezire prin Filip în Samaria. Se duce Petru acolo în Samaria, se duc apostoli în Samaria. Ce se întâmplă în Samaria? Mere Petru și își pune mâinile peste ei și ei primesc Duhul Sfânt. Vine și Simon Mago acolo. A fost o practică a bisericii primare, dorința ca oamenii să fie îmbrăcați cu puterea Duhului Sfânt, cu a doua persoană din Dumnezeu. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, a treia persoană din Dumnezeu. Biruință. Biruință. Dacă vrem ca să fim pregătiți pentru cer, noi trebuie să fim oameni care biruim luptele de fiecare dată. Am biruit săptămâna aceasta o ispită și am căzut poate trei. A câștiga o bătălie nu înseamnă a câștiga războiul. Războiul îl câștigăm când închide ochii și plecăm acasă la Domnul. Spunea Domnul Iisus Hristos în Apocalipsa capitolul 3, versetul 11. Iată, eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Suntem pregătiți pentru cină, dar pentru cer. Trebuie să câștigăm războiul. Primul lucru, conștientizează că avem dușmani. Să conștientizăm că avem dușmani. Și dușmanii sunt în noi și sunt în afară. În noi, pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudăroșia vieții. Afară, lumea și diavolul cu sistemele lui politice. Doi, al doilea lucru, trebuie să fim conștienți de câmpul de bătălie pe care ne ducem războiul, să ne cunoaștem armele, armătura, să știm cum să lucrăm cu ele. Un alt lucru care l-am învățat în această dimineață este faptul că noi trebuie să ne luptăm pentru familiile noastre și pentru casele noastre și să nu uităm că în numele Domnului de atâtea ori în viața noastră am avut biruință. Fraților, vine Domnul, vine Domnul și noi trebuie să fim mai mult decât biruitori și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.